Golul turcilor este întâmplător ca mai toate fazele acestei partide. Remarcați, vă rog, calitatea plasei. Șutul lui Sedat, de la 11 metri, nu i-a produs nicio emoție lui Necula Răducanu, rămas fără reacție pe linia porții. După pauză, turcii schimbă tricourile. Schimbă și culorile. Iar jocul capătă accente comice. În primul Aqualand din Turcia, Vigu se ține scai de adversar, iar jocul începe să capete accente distractive. Bineînțeles, pentru cei din tribune. Doar pentru ei. Iran este depășit de o minge pe flancul drept, turcii continuă să atace, faza este periculoasă, mingea se oprește din nou într-o băltoacă și salvează Necula Răducanu, în vreme ce Vigu nu mai are nevoie de duș. Este ud până la piele. Pe un asemenea teren, granița dintre un șut greșit și o pasă genială se șterge cu desăvârșire. La șutul ratat al lui Böloni, ratează la rândul său Balaci. În continuare, 1-0 pentru turci. Gazdele erau pe cale să se revanșeze pentru înfrângerea categorică din urmă cu un an de zile. Atunci, în Ghencea, România a câștigat cu 4-0. Dobrin încearcă să-l angajeze pe Dudu Georgescu, un șut prins fără probleme de portarul Rasim și România egalează în urma acestei faze. Un șut al lui Romil, un ricoșeu favorabil lui Dudu Georgescu care egalează. Turcia-România 1-1.